Mene țara în care m-am născut și primii ani i-am petrecut. Acolo-i toată lumea mea și inima și viața mea. În țara în care m-am născut. Da, a fost odată ca niciodată Castelul Peleș, bineînțeles, e o licență jurnalistică, dar după cum ați văzut din imagini, cu propterele din lemn acolo, s-ar putea ca în curând să nu-l mai avem la propriu, așa cum s-ar spune. Vom discuta acest subiect, deoarece este un subiect interesant, mai ales că au apărut tot felul de relatări în presă. Există și o reacție a deputatului USR, Iulian Bulai, care spune că contractul de închiriere al castelului s-ar fi încheiat deja, mai mult chiar îl amenință pe ministrul culturii Daniel Breaz cu pușcăria. Spune domnul Bulai că în acest moment statul plătește în plus întreținerea castelului, cu toate că contractul de închiriere nu mai există, și spune că unii ar trebui să facă pușcărie dacă am ajuns cu pușcăria și la Peleș. Vom vedea în continuare, fiindcă îi vom avea pe ambii protagoniști ai scandalului în direct cu noi. Invitații mei din această după-amiază, avocatul Constantin Florin Turgheu, Rizea Tudorache, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Alecu Racoviceanu, evenimentul zilei, și deputatul PNL Daniel Gheorghe. Îi avem acum cu noi direct pe telefon pe ministrul culturii, domnul Daniel Breaz. Bună ziua, domnul ministru! Bună ziua! Și pe deputatul USR, Iulian Bulai. Bună ziua, domnul deputat! Bună ziua! Domnul deputat, cu voia domnului ministru, fiindcă v-am citat în această emisiune, l-ați amenințat și cu pușcăria pe domnul ministru în scandalul de la Castelul Peleș. Mai întâi vreau să vă spuneți noastră pe scurt situația, sau mă rog, acuzațiile, și apoi să-l rog pe domnul ministru să răspundă. Vreau să discutăm acest subiect pe lor, deoarece este vorba de un simbol național, și o să vă rog pe amândoi dacă puteți să dați televizoarele mai încet ca să nu se facă microfonie în studio. Domnul Bulai, încep cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Voi face o scurtă cronologie a evenimentelor. În august 2018, ministrul culturii, domnul Roman Șcanu, semna ultimul contract între Ministerul Culturii și Casa Regală pentru folosirea celor trei spații, Castelul Peleș, Pelișor și Căsuța Poartă, pentru Muzeul Peleș, care aparține de Ministerul Culturii. În această primăvară a fost semnată o prelungire a contractului, care a expirat în luna iulie. De atunci s-au semnat mai multe acte adiționale care prelungeau termenul de evacuare a Muzeului Peleș din cele trei locații, datorită lipsei de rapiditate în a rezolva această problemă din partea Ministerului Culturii. Așa suntem puși în situația în care deja este semnat un proces verbal de predare, primire și evacuare a Muzeului Peleș, a obiectelor de patrimoniu, din Căsuța Poartă, care este unul dintre cele trei obiective din complexul Peleș. Da, domnul Bulai, trebuie să spunem, da, că aceasta e situația reală și domnul ministru ne va răspunde imediat. Acest lucru se datorează faptului că contractul de închiriere este în aer. A expirat. Dar aici știți foarte bine că se discută de cel puțin 2-3 ani de zile, că acest contract, mă rog, nu mai, Casa Regală nu mai dorea să-l reînnoiască, deoarece principele Radu de România, cum se spune, a zis că vrea mai mulți bani. Nu intru în... Păi e o problemă. În ce dorește Casa Regală. Acum vorbesc de problema Ministerului Culturii, care a fost evacuat, iar Ministerul și domnul ministru afirmă altceva. Ei, afirmă faptul că a fost o extindere a contractului, ceea ce este... O să-i ascultăm imediat. O să-i ascultăm punctul de vedere. Da. Evacuare care a fost mediat într-un act adițional, dar acum avem un proces verbal de evacuare a bunurilor de patrimoniu din primul obiectiv turistic, urmând ca celelalte două să fie eliberate dacă nu se semnează un contract și dacă ministerul nu intervine într-o formă sau alta să contribuie la lucrări de mentenanță și renovare a celor trei obiective care sunt într-o formă... Vom discuta și de aceste lucruri, fiindcă sunt foarte multe întrebări în acest caz Peleș. Domnul ministru,
Vă rog, dacă puteți să ne spuneți care este situația, acestea sunt acuzațiile deputatului USR, le luăm cu beneficiu de inventar, punctul dumneavoastră de vedere. Da, da, sunt prostiile pe care le dedicează acest deputat USR și mă acuză și scrie tot felul de tâmpenii pe Facebook. În ce scuze că sunt așa de dur. Avem contract cu Casa Regală până la data de 31 decembrie sau 31-12, cum vreau să spuneți, 2019. Anul ăsta, așa. Faptul, anul acesta. Deci este așa. Contract, suntem în regulă. Nu se pune problema evacuării, nu se pune problema ca muzeul Peler să nu mai existe, cum spune domnul Bulaie. Deci este incredibil, adică niște afirmații total irresponsabile și poate ar fi bine să-și ceară scuze vis-a-vis de cei care vizitează muzeul sau care și-au făcut un program de vizitare. Legat de căsuța poartă, necesită niște lucrări de renovare rapide. Da, dar s-a predat sau nu? Fiindcă domnul ministru, domnul deputat a pus pe Facebook un document. Haideți să vedem. Deci tot ceea ce este acolo este proprietatea Casei Regale. Așa e. Bunurile imobile. Căsuța poartă necesită lucrări de renovare. Da, o să începem acele lucrări, Casa Regală, o să înceapă acele lucrări de renovare. Pentru asta va trebui să evacuăm din căsuța poartă ceea ce există la momentul de față. Nu putem să stăm și să ne uităm cum se degradează. Dar nu se pune problema să evacuăm muzeul Peleș, și este cea mai mare prostie care am auzit în ultima vreme. Avem contract până la finalul acestui an. Și în plus, față de toate aceste lucruri, suntem un guvern responsabil și vom începe discuțiile cu Casa Regală tocmai pentru a redobândi Castelul Peleș, pentru a putea face investiții și la Pelișor și pentru a putea să le aducem și să fie protejat patrimoniul național. De acord, deci, domnul ministru. Sunt niște prostii de campanie electorală. Vă rog să folosim un termen licențios, dacă se poate, domnul ministru. Licențios. Da. Am văzut și eu ce termen a folosit domnul Bulai la adresa mea în presă. Mă rog. Deci astea sunt chestiuni legate de campanie electorală și încercăm să exploatăm. Să vorbim pe rând, domnilor, ca să ne înțelegem. Acum trebuie să vorbesc eu, pentru că am ascultat și l-am respectat. Vă rog. Sunt niște chestiuni de campanie electorală care nu sunt adevărate, sunt aduse, se creează un subiect fals, ceea ce mă deranjează. Și în al doilea rând pot să-i spun domnului Bulai că nu sunt un ministru responsabil, așa cum a spus dânsul, și că chiar mă ocup și mă preocupă aceste probleme. De acord. Domnul Bulai, până să vă spuneți punctul de vedere, domnul Brez, credeți-mă că eu nu vreau să vă iau partea la niciunul dintre dumneavoastră. Dacă mă uit la imaginea eu de la... Întotdeauna vorbesc doar lucruri adevărate. Domnul ministru, documentate. Când vă uitați la Castelul Peleș, am dat și noi imaginile, inclusiv de sus, dintr-o dronă, este sprijinit cu niște lemne, castelul. Dumneavoastră, ca ministru al culturii, când vedeți aceste imagini, le avem acum la televizor, dacă aveți un televizor la dispoziție, cum vă simțiți? Cum vedeți aceste imagini? Tocmai ceea ce vă spuneam, suntem în discuții și în negocieri cu Casa Regală, pentru că acest castel este proprietatea Casei Regale. Corect. Să îl redobândim ca stat și să putem să facem investiții acolo. În momentul de față, singura entitate care poate să facă investiții este Casa Regală. Explicați de ce, domnul ministru, să facem aceste investiții acolo. Nu le putem face decât dacă redobândim proprietățile de la... Da, vor și cei din studio să vă întrebe. Deci, domnul ministru, eu înțeleg din ce spuneți noastră că sunt niște negocieri, mai sunt 3 luni sau 2 luni jumate până la finalul anului. Este contract semnat până la finalul anului. Până la finalul anului. Avem contract până la 31 decembrie, da. Dar aceste negocieri de care vorbiți noastră, știți că s-a speculat foarte mult în presă, s-a spus, cred că a fost și o declarație a principelei. Radu a spus că vor mai mulți bani. Adică e o chestie normală. Contractul este clar, nu mai este clar stipulat în contract, chiria pe care noi o plătim. Așa. Discuțiile și negocierile nu au în vedere schimbarea prețului chiriei. Ci cine să investească în aceste reparații? Nu pot să tocmai cumpere. Pentru a putea să investim, să nu se degradeze mai tare. Adică vreți să-l cumpărați, domnul nu? Ministru. Da, domnul Bulai, vă rog. Și vedem în ce formă putem să-l cumpărăm, să... Da. Să-l ascultăm și pe domnul Bulai și apoi facem un dialog cu cei din studio. Vă rog, domnul Bulai. E de 130 ceva de mii de euro și aveți încasări de 2 milioane de euro pentru că sunt 500 de mii de vizitatori anual. Anul trecut s-a stricat centrala Castelului Peleș,
a costat 100.000 de euro, dumneavoastră n-ați contribuit cu nimic. Este normal să vă dea afară din locație dacă nu contribuiți cu nimic, aveți încasări uriașe, iar Casa Regală nu-și permite costurile unui asemenea edificiu fără o susținere din partea Ministerului și a Muzeului, care face încasări foarte mari și care contribuie aproape deloc. Uitați-vă la ultimele fotografii trimise de către directorul instituției dumneavoastră pe e-mail, în care vi s-au sesizat infiltrări de apă foarte grave din turnul cu ceas în camera ceasornicarului, care merge jos până în dormitorul regal. Sunt fotografii, sunt prove. Este evident că este o neînțelegere de management a edificiului, pentru că dumneavoastră ca guvern și ca comportament instituțional ați dat dovadă de mare responsabilitate în relația cu proprietarul acestui edificiu foarte important. Da, acesta este punctul dumneavoastră de vedere, domnul Bulai. Sunt probe. Uitați-vă la materialul scris de către director, către minister, în care spune că este nevoie de intervenție rapidă. Acum, ministerul nu a făcut acest lucru, Casa Regală nu are capacitate financiară să se ocupe de aceste investiții. Păi stai să ne lămurim cu domnul ministru. Domnul ministru, cine trebuie să repare, domnule, palatul, castelul? Deci este un lucru elementar. Proprietarul trebuie să se ocupe de reparații. Noi plătim o chirie lunară și proprietarul trebuie să se ocupe de reparații. Există clar. Domnul deputat. Care nu-ți permite să investești în ceva, ceea ce nu este al tău. Despre ce discutăm, dar dacă nu cunoști legea, asta este. Păi eu de-aia v-am întrebat să spuneți dumneavoastră cum stă situația. Bună ziua, Florin Durghiu, mă numesc, avocat. Aș avea o întrebare pentru domnul deputat. E foarte limpede și de notorietate faptul că cei de la USR amenință cu pușcăria pe toată lumea, fără a fi vreun simpatizat PSD, cu atât mai puțin avocatul domnului ministru. Ar vrea să ne explice domnul deputat de ce îl paște pușcăria pe domnul ministru, care ar fi temeiul. Asta încercam să îi sugerez domnului ministru, că ar fi bine să spună și a spus-o, a punctat-o, cine poate să facă reparațiile, proprietarul, foarte clar. Deci odată, care ar fi motivul pentru care în momentul de față s-ar impune o plângere penală pentru domnul, împotriva domnului ministru, și doi, dacă cumva guvernul ar fi plătit reparațiile fără a fi proprietar, oare ce ar fi zis USR-ul? Plângerea penală nu era de-abia atunci fundamentată? Bun, aceste chichițe juridice sunt de discutat. Dar nu e chichiță juridică. Când lansăm în spațiu public, o secundă. Vă răspunde imediat. Sigur. Nu vă las să răspundeți. O acuzație cu închisoarea față de domnul ministru. Da, așa. Păi, domnul Bulai, dați-mi voie să vă citesc. Pardon, de pe Facebook. Spuneți, mai am o întrebare. Cine o să facă închisoare pentru lunile de utilități plătite de minister la Peleș, după ce statul român nu mai avea niciun fel de relații contractuale cu proprietarii și își tot amână evacuarea? Deci ați vorbit de pușcărie. Da. Am pus o întrebare. Întrebare era retorică. Da. Trebuie să facă închisoare? Am pus o întrebare. Deci, domnul ministru, imediat și domnul Rizia Todorache. Deci, spune domnul deputat că ați plătit utilitățile și ați putea să fiți pasibil de pușcărie. Nu, sunt niște declarații irresponsabile, nu avem contract. Evident că nu plătim absolut niciun ban decât atunci când avem în spate un contract. Eu îi mai spun domnului Bulai că mai are timp să retragă aceste declarații foarte urâte la adresa mea. Eu n-am declarat nimic cu privire la aceste... Nu, doar ați postat pe Facebook, domnule Bulai. Ați postat pe Facebook și ați făcut niște afirmații pe Facebook extrem de urâte la adresa mea. Eu cred că aș fi bine să vă cer scuze. Cred că nu am de ce să-mi cer scuze, dumneavoastră sunteți într-o situație de irresponsabilitate crasă față de o instituție foarte importantă din România și trebuie să rezolvați această problemă imediat, să nu fiți evacuat și din celelalte două castele. Este realitatea. Nu evacuează nimeni și aceste declarații ale dumneavoastră au făcut rău. Eu aș spune să vă cer scuze. În primul rând, unul dintre cele trei edificii pe care de la Peleș este dezinformat. Urmează să vorbesc și eu. Celelalte două, dacă nu se reglementă. Deci pot să vorbesc și eu. Pe rând, domnilor, vă rog. Da. Domnilor, dacă nu vorbiți pe rând, vă tai pe amândoi. Scuzați-mă, dar eu vreau să vă tratez în mod egal, să vă dau dreptul la cuvânt, în special domnului ministru. Vrea și domnul Rizia Todorache de aici să vă întrebe ceva, dar până la asta, eu vreau să vă întreb de bani, domnul ministru. A spus că plătiți o chirie. Da. O chirie. O chirie lunară. Da. Cât e chiria? De aproximativ 11.000 de euro pe lună.
11.000 de euro. Din bilete se încasează 2 milioane de euro pe an. Da? Asta a spus-o domnul Pule. Am căutat și eu, știți, am folosit Google, ca un fost coleg. Haideți să nu le luăm după știți de genul respectiv. Aveți 500.000 de vizitatori anual, domnule Minaru. Așa. Deci cât se încasează din bilete anual? Nu zic, dacă doriți această informație, o să discut cu cei de la Muzeul Peleș, o să am dat Alex. Așa, am înțeles. Am înțeles, nu vreți să dați informația asta sau nu aveți, dar eu mai am niște întrebări, fiindcă vreau să mă lămuresc. Am fost și eu la Peleș, dincolo de biletul de intrare, intri, dacă vii cu mașina sau vii cu autobuzul, dacă vii cu mașina, plătești o taxă de parcare. Înăuntru sunt restaurante, hoteluri, se vând suveniruri și așa mai departe. Cine ia banii din afacerile astea? V-am spus, noi ceea ce avem acolo în momentul de față este doar patrimoniul mobil din interiorul Palatului Peleș. Deci restul banilor încasează familia regală. Restul sunt proprietatea casei regale. Așa. Nu pot să vă spun cine încasează banii. Nu știu, eu l-am întrebat pe cel de la parcare acum un an, că avea un preț mai mare decât în București și n-a hotărât prețul și mi-a zis că principele Radu. Da. Ceea ce înseamnă muzeu și atât. Am înțeles. Domnul Riza Todorache de la PMP. Aș vrea să ne întoarcem un pic la începutul emisiunii și să mai clarificăm o dată. Înțeleg că domnul deputat a făcut o știre de presă pe o minciună. Precum că contractul este expirat, nu? Asta era știrea. Și că nu mai este. Și că a început să se predea, da. Se plătesc utilități, unii intră la pușcărie, da, la scurt, deci așa mai departe. Da. Fără să aibă, eu zic, bunul simț, ca să nu zic altceva, să întrebe direct Ministerul Culturii până când are contract. Ce clauze sunt în contract? Cine trebuie să ocupe de investiții? Ceea ce facem noi acum, îl întrebăm pe domnul ministru, orice relație. Da, care l-am întrebat și am lămurit-o. Vreau să ne întoarcem și să realizăm dacă într-adevăr am plecat pe o știre falsă, dată de un deputat al Parlamentului României în presă, pentru că ne consumăm și noi și telespectatorii timp prețios cu aceste știri false. Problema... Bănuiesc că cineva minte și minte grotesc. Asta e adevărat, dar problema Peleșului rămâne cu acele grinzele. Dar trebuie lămurite conform, nu pe niște, informații false. Deci, domnul Todorache, să ascultăm, vă rog. Există un contract care a încheiat, care a expirat la sfârșitul lui iulie. Toate datele care mi-au survenit vin din minister. Există un act adițional care prelungea termenul de evacuare, care a expirat la începutul lunii septembrie. Există un proces verbal de predare, primire pentru evacuare din primul edificiu. Urmează următoarele. Sunt date care vin din minister. Da. Sunt adiționale pe care... Da, uitați că domnul ministru, domnul Bulai, domnul ministru spune că aceste informații sunt eronate, ca să nu zic false. Domnul ministru minte cum respiră, pentru că a primit informații cu privire la starea... Domnul Bulai, vă rog cu toată deferența să folosim un limbaj elevat, dacă se poate. Eu mi-asum afirmațiile mele. Păi da, domnul ministru spune că n-aveți dreptate. Da. Și noi să o lămurim. Domnul ministru, domnul deputat. Alecu, ia frâiele. Bună ziua, Alecu Racovicianu, vă deranjează. Păi decât fiecare să spună că altul minte, ceea ce eu sunt foarte dispus să vă crep amândoi privința asta. Domnul ministru, aveți o copie după acel contract care să ne arate data și momentul în care a fost încheiat? Nu, momentul la care expiră, asta contează. Momentul care expiră. Și în care a fost încheiat? Că poate l-am încheiat după 31 iulie, cine știe. Domnul ministru. Da. Aveți cumva o copie din care să rezulte că ceea ce ne spuneți este absolut adevărat? Nu, evident că nu am acum la mine o copie. Ba, nu. E duminică seara. Un număr de înregistrare a contractului respectiv cu contractul în care să vă arăt faptul că avem contract până la 31 decembrie. Încheiat cu Casa Regală la ce dată? Mie îmi pare rău să aud aceste afirmații irresponsabile, dar sunt specifice celor de la USR, să arunce cu noroi toată lumea. Încă o dată îi mai spun domnului deputat, aștept scuzele, nu față de mine, pentru cuvintele urâte postate pe pagina dânsului de Facebook și față de cetățenii acestei țări. Da, să știți că m-am uitat eu la House of Cards și nu merge tehnica. Aoleu, da. domnul... Nu merge tehnica manipulării, că să-mi cer... Domnul Bulai, vedeți, să nu confundați ca domnul Barna. Să nu confundați pastilele, da.
adevărat, le-am arătat punct, le susțin, vă pun dovada acelui act adițional, vă arăt procesul de predare-primire. Da, în USR am o întrebare, nu USR, aveți seriile de cultură cinematografică? Toată lumea invocă filme, filme, filme. Politică mai faceți? Nu am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă rog să repetați. În USR aveți cumva seriile de cultură cinematografică în care vă strângeți cu toții și vizionați? Domnul Durghiu vrea să vă ironizeze. Nu, eram consternat că nu filmă. Nici nu merită. Din foarte multe sfere și cinematografie, dacă este nevoie. Da, e foarte bine că vă faceți educație culturală în partid. Deci, domnul ministru. Așa. Comunicați mâine. Mâine ne dați o copie a contractului care să indice că până în 31 decembrie e valabil contractul de închiriere? Emiteți o cerere oficială conform 544. Domnul ministru, cu 45 de zile se termină contractul. Da. Vă promit eu că este maxim 30 de zile, este maxim și vă voi da o copie în 24 de ore maxim. Bine, domnul ministru, mai e un amănunt. Deci aceste negocieri de care se vorbește în presă, dacă Casa Regală câți bani vrea pe Castel? Că am înțeles că vrei să-l cumpărați. Deci încă nu am discutat, nu am ajuns, sunt mai multe direcții de discuție pe care le avem pregătite. După ce ne vom așeza la masa negocierilor, aș putea să vă dau mai multe detalii. Dar aveți o ofertă, nu? E vorba, nu, au început discuțiile, au fost schimburi de scrisori între Guvernul României și Casa Regală, s-a agreat că putem să ne așezăm la masa negocierilor și o să începem aceste negocieri. Deci știrea e, de fapt, domnul ministru, că familia regală vrea să vândă. Nu este așa ceva. Adică, păi dacă ați avut discuții preliminare și ei au zis că da, domnule, discutăm... La masa negocierilor și familia regală este dispusă de a începe negocierile cu Guvernul României și sperăm că vom putea să obținem acest... Castel, acest ansamblu care reprezintă foarte mult pentru patrimoniul național al României. E evident. După ce o să te așezăm la masa negocierilor, o să vă dea mai multe detalii. Domnul ministru, nu mă hazardez să dau alte. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să vă duc un pic și în altă direcție și cu permisiunea domnului Bulai. E o știre care a apărut acum două zile pe fluxurile de știri. Se leagă de această poveste și de negocierile cu familia regală. Nepotul regelui Ferdinand, fiul principesei Elena, mătușa regelui Mihai, a fost trimis în judecată, fiindcă a primit prin retrocedare un conac din județul Iași. Și a fost trimis în judecată pentru faptul că nu a avut grijă de acest conac, care a căzut mult mai rău decât e situația Peleșului de astăzi. Cred că e primul caz în România în care un personaj care a primit spre retrocedare un bun cultural este trimis în judecată pentru așa ceva. De ce nu se fac aceste lucruri frecvent apropo și de Peleș, fiindcă acest caz din județul Iași cu conacul principesei Elena a apărut public pentru prima dată în 2013, domnul ministru, în dilema veche. Atunci când a fost retrocedat acel conac din județul Iași, dacă bine am înțeles. În 2008 a fost retrocedat. Exact. Dar erau stipulate anumite clauze, adică cel care redobândea bunul respectiv trebuia să facă anumite lucruri de investiție, de protejare a patrimoniului. Păi da, e relatarea aceasta din aprilie 2013 din dilema veche, o relatare de la fața locului a unui profesor universitar din Iași, care s-a dus și a văzut, a făcut poze, a vorbit și cu primarul și cu cei de la Direcția de Cultură sau cum se cheamă ea, și toți le dau din numere că nu știu ce să facă, că nu l-au mai văzut pe ăla pe acolo, cum îl cheamă pe ăsta, Dominic de nu știu cum. Stați un pic, este cel căruia, dacă nu mă știi, s-a retrocedat și Castelul Bran. Poate retrocedare dubioasă, care după părerea mea nu trebuie să aibă loc niciodată. Da. Deci avem aceste cazuri, domnule ministru, și ne punem întrebarea dacă Peleșul e situația în care este, mergem la ea și ăla nu mai are nici acoperiș, nu mai are nimic, nu mai are geamuri, s-a furat tot de pe acolo, că bineînțeles și conaționalii noștri s-au înfruptat din conacul care era părăsit de acest arhiduce sau ce e el, fiul principesei Elena. Domnul ministru, da. Așteptăm să cadă totul în jurul nostru? Nu, evident că nu așteptăm, tocmai de aceea suntem acum la masa negocieri vis-a-vis de ansamblu Peleș, pentru că suntem responsabili. Ceea ce a fost la Iași, o să văd exact ce e acolo și de ce s-a ajuns în această situație. Bine, cazul e justiție, dar și culmea ca moștenitorul
și proprietarul actual al castelului Bran, apropo de castelul Bran, nu știu dacă ați văzut în presa rusească informația că un celebru realizator de televiziune de la Moscova, omul Vladimir Putin, s-a lăudat pe un site rusesc că va cumpăra castelul Bran și va transmite de la castelul Bran pentru primul canal de la Moscova emisiuni în fiecare seară. Nu ne-a lămurit nimeni dacă e fals, nu e fals informația asta. Ar fi culmea ca rușii să ocupe castelul Bran. O să încerc să găsesc contractul de retrocedare pentru ceea ce e la Iași și, bineînțeles, și vis-a-vis de castelul Bran și pădamea care... Bun, dar în cazul, domnule ministru... Deputatul Daniel Gheorghe de la PNL. Domnule ministru, în cazul în care găsiți nereguli în ceea ce privește retrocedările acestor bunuri și faptul că proprietarul nu a respectat termenii în care au fost încheiate aceste acte de retrocedare, există vreo posibilitate ca dumneavoastră, Ministerul, să începeți procedurile prin care statul român să recupereze aceste bunuri de patrimoniu? Cel puțin există procedurile prin care putem să înștiințăm instituțiile abilitate ale statului de nerespectarea acestor prevederi. Nu știu cum sunt aceste contracte. Dacă în contracte se stipulează faptul că nu se întrețin, nu se fac lucrări de întreținere, de protejare o anumită perioadă și vom putea să recuperăm bunul respectiv datorită nerespectării contractului, evident că le vom recupera. Dar trebuie luat fiecare contract de retrocedare în parte și trebuie văzut exact ce este stipulat. Păi, domnul ministru, vă citesc din acest articol din 2013. Se spune aici că în 2008, când a fost dat, retrocedat conacul acestui domn Dominic von Habsburg, Lothringen, arhiduce de Austria, fiul principesei Elena, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național i-a adus la cunoștință că trebuie să aibă grijă de conacul pe care l-a primit moștenire și să nu-și bată joc de el. Dar băiatul ci că l-a scos la vânzare cu 200.000 de euro, n-a reușit să-l vândă și atunci a zis în plata domnului. Asta e un articol. Asta scrie în articolul din Dilema. Nu, vorbim și cu primarul, care primarul spunea că nu știe că e o lege. Ceea ce spune domnul pentru ministru, protejarea patrimoniului. Ceea ce spune domnul ministru trebuie văzute condițiile. Condițiile de retrocedare și vom lua măsurile ca atare. Dar trebuie să văd acel contract de retrocedare. Dacă m-aș exprima acum, cu siguranță aș vorbi în necunoștință de cauze, nu știu ce clauze a fost puse în contractul respectiv. Important ar fi ca ministerul să acționeze prompt ca urmare a acestei, mă rog, sesizări și într-adevăr chiar să luați acest contract, să vedeți condițiile. Imediat, domnul Todorache, dar aveți o statistică sau, mă rog, o situație la nivelul Ministerului Culturii cu aceste bunuri de patrimoniu în acest moment? Câte dintre ele sunt în stare să pice sau sunt sprijinite cu lemne sau așa mai departe? Să zicem. Avem aproximativ 27.000 de puncte. Și din 27.000, câte pică? Noi suntem acum, avem un proiect în momentul de fapt, pentru că această listă va trebui curățată, să mă exprim așa. De ce? Pentru că sunt obiective care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi obiective de patrimoniu și au ajuns întâmplător pe acea listă. Sunt obiective care nu mai există și lista este foarte, foarte, adică au rămas dinainte de 89 pe lista respectivă și practic nu mai există acele obiective. Trebuie reevaluată toată lista. Avem un proiect în momentul de față. Primele rezultate le vom avea până la finalul acestui an. Dar este o muncă extrem de... Păi, în articolul ăsta din... Da, sunt de acord cu dumneavoastră. În articolul acesta din Dilema Veche din 2013 se spunea că Ministerul sau Direcția asta de Cultură și Patrimoniu ar trebui să aibă niște drone care să supravegheze aceste proprietăți. Aveți sau n-aveți? Acum, dacă ne luăm după toate articolele și după toate sugestiile celor care... Păi e un respectabil profesor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, adică la... Este părerea dânsului. În momentul de față avem un proiect, avem persoane abilitate care se ocupă de această listă, de toate monumentele, inclusiv directorul județean de cultură, și vom avea un rezultat... Cel puțin parțial până la finalul. O să vă mai dau un exemplu imediat, dar mai întâi domnul Tudorache să... Pentru domnul deputat, dacă tot sunteți la curent cu monumentele istorice, cu obiectivele de patrimoniu național cultural, nu ați fost tentat să-l întrebați pe domnul Caramitru cum a făcut scăpată nava Libertatea peste graniță? Ne întoarcem la 48. De asemenea, pentru domnul ministru,
Ministru, un exemplu concret. În Mogoșaia s-a păstrat un palat, care e Palatul Brâncovenesc. Și am constatat că de vreo 2-3 ani de zile, de când la primăria Bucureștiului este cine este, că aparține acest obiectiv primăriei București, au început să-și facă nunta diferiți prinți și prințese. Păi își fac aici săptămână. La Palatul Regal, în sanatronul își fac nunții. Da, botezuri, nunți în fiecare săptămână. De asemenea, odată la 2 săptămâni, concerte de muzică electronică, care țin 48 de ore non-stop, sau concerte de muzică rock. Și cred că nu trebuie să fii specialist în ceea ce înseamnă sute de mii de decibeli care acționează asupra materialelor vechi, care de-abia mai stau în picioare acolo, și ceea ce reprezintă o distrugere progresivă și accelerată asupra acestor monumente. Chiar nu aveți niciun fel de pârghii să limitați astfel de manifestări care duc la dispariția acestor obiective istorice construite? Da, aș vrea să răspund eu aici și pe urmă, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să mă retrag pentru că depinde un zbor. Ce pot să vă spun? Să știți că au fost mult mai multe solicitări. Am oprit tot ceea ce nu a fost și tot ceea ce a depins de noi și am putut să oprim noi ca și minister pentru a da acceptul de a se desfășura anumite activități în obiectivele de patrimoniu, în obiectivele, în clădirile mai ales de patrimoniu. Sunt, din păcate, în proprietatea altor entități, multe dintre aceste... Dar aveți 422 pe 2001. Știu. Păi și atunci? 422, dar în momentul în care se cere un aviz sau se face o cerere, se înaintează către proprietar pentru a desfășura o anumită activitate, nu toate aceste avize sau aceste cereri ajung la noi. Răspunsul este dat automat de entitatea care deține obiectivul respectiv. Iar dumneavoastră aveți entități care pot lua măsuri, domnule? Știu, atunci când suntem informați, am luat toate măsurile care să vedem ce măsuri luați cu acest obiectiv. Domnul ministru, știu că aveți această cursă cu avionul, tocmai de aceea v-aș propune ca într-o emisiune viitoare să veniți să facem o analiză mai la sângea acestui fenomen, că este... Da? Îi mulțumesc și domnului Bulai pentru intervenție. Domnilor, eu m-am lămurit din discuția asta, fiindcă, mă rog, nu este vina domnului ministru. Acest contract de închiriere, mă rog, mai în vigoare 31 decembrie și o să rog pe și pe Daniel Gheorghe să intervină, că n-a apucat prea mult. Deci avem un contract de închiriere, se dă o sumă, așa, biletele le ia statul și restul afacerii, hoteluri de acolo, care sunt niște hoteluri cu niște prețuri ca la Viena, Paris, și așa mai departe, restaurante, locurile de parcare, unde băiatul ăla îmi spunea anul trecut că el ia 15 lei sau 20 de lei pe oră, fiindcă așa i-a zis lui prințul. Că m-am întrebat și eu, dar cine a hotărât să fie dublu decât pune tanti firea pe care o înjurăm noi în București? Zice, ăla a pus. Ok, așa, banii ăștia îi încasează familia. Câți bani ori fi aici? Ar mai așa, dacă punem pe oră 2000 de mașini... Asta... La spalții să am calculeze. Am fost recent la Pele și vreau să vă confirm acest lucru, l-am sesizat și eu. N-am înțeles de ce treptat castelul Peleș începe să fie tratat ca un fel de afacere măruntă. Și nu prea am dau seama cine gestionează. Din informațiile pe care le am și eu, reprezentanții Ministerului Culturii care administrează și o fac excepțional acest muzeu de la castelul Peleș sunt într-o legătură aproape inexistentă cu reprezentanții casei regale la acest moment. Problema este una de fond și este anterioară. Vine de la condițiile în care s-a făcut această retrocedare. Eu personal sunt monarhist. Eu știu ce cred eu? Eu cred că acest palat Peleș ar fi trebuit să intre în posesia casei regale ca proprietate în momentul în care, Dumnezeu să-l odihnească, majestatea sa, regele Mihai I, ar fi reprimit tronul României și ar fi fost încoronat a treia oară ca regea României. E o discuție, fiindcă se spune că... Hai să vă spun. Că l-a moștenit în nume propriu, că a fost făcut în nume propriu, o discuție. Aici mai este o problemă. Relația dintre Ministerul Culturii și Casa Regală. Trebuia să existe, de exemplu, un act de comodat care să prevadă niște condiții foarte stricte. Nu putem transforma un obiectiv istoric de care se leagă istoria României. Grinzile alea acolo stau de 2 ani de zile. Ăsta de la televizor acum, de 2 ani de zile, sunt acolo. Și dau vina unul pe altul că nu știu ce. Contractul de comodat ce trebuie să facă? Să dubleze contractul de închiriere? Nu, din contră.
contră. Eu cred că în momentul retrocedării, Casa Regală ar trebui să aibă dreptul de a organiza anumite evenimente și de a gestiona această proprietate, dar eu nu cred că ar fi trebuit să fie nicio chirie. N-ar fi trebuit să existe nicio chirie, pentru că vorbim aici, când domnul ministru ne va da contractul, când ne va da contractul, dânsul a sugerat oarecum, a zis, domnule, chiria e una, restul, restaurante, hoteluri, așa e altceva. Facem noi neva treaba cu acum la monumentul istoric. În momentul de față, așa să înțeleagă telespectatorii, într-adevăr, acest monument nu trebuia să ajungă în halul acest. Este într-o stare de degradare. Să zic că ajunge apa în dormitorul regal. Este într-o stare de degradare. Nu, că nu mai stă nimeni în patul regal. Că-i pica în cap. Totul este lamentabil ce s-a întâmplat. Acum nu contează cine ia acum banii. Povestea este următoarea. Cine trebuie să-l repare? Proprietarul. Mai departe, când expiră contractul, mă îndoiesc că domnul ministru și-ar fi permis să vă inducă în eroare în direct. Nici eu nu cred. Spunând faptul că expiră atunci. Bun, mai departe vedem ce se întâmplă. Cine încasează celelalte sume de bani? Este evident că cei de la Casa Regală, deoarece afacerea lor, nu dă seama că nu cei de la Casa Regală au afacerea cu tarabele. Ei au închiriat. Au închiriat, ei și-au chiria și afacerea aia... Și ăla cu hotelul, nu cu taraba, că ăla cu taraba care vânde poză cu pele și ăla nu e. Da, ăla care vinde camera cu 300 de euro pe noapte, cam atâi scorul acolo. Cu totul. Și e full non-stop? Ceea ce interesează cetățeanul român nu e cine încasează banul, ci ca acest monument... Da. De cine încasează trebuie să aibă grijă de el. Exact, acest monument să fie conservat și să fie redat circuitului în bune condiții. Da, avem și interiorul și în interior s-au rupt niște scări, plouă în patul regal, mai avem un pic și... intră și grasia acolo și în plută. Păi nu, dar nu mai scoți grasia după ce din lemnul ăla de acolo. Dacă ajunge apa în patul regal. Da, vorba lui Alex. Uite ce e pe pereți, la un cutremur nu pică? Sigur că da. Și nu trebuie să vină cutremur, pică așa. Doamne ferește, Alecu. Trebuie că urmărești cu mare interes pas cu pas acest eveniment. Am urmărit istoria casei lui Peleș cam de când au ales locul. Dar cel mai interesant element care a apărut astăzi este că, indiferent dacă documentele domnului Bulai sunt sau nu cele reale, el a ridicat o problemă care chiar există. Starea castelului Peleș este într-adevăr proastă. Cred că alături de 1-2 monumente legate de memoria majestății sale, regele Mihai I, Peleșul este cel mai frumos și cel mai viu simbol al casei regale din România. Dacă atât i-a dus capul pe urmașii majestății sale să se ajungă la prelungiri, parcări, restaurante, cine strânge chiștacele de țigară... E bine că se fac afacerea acolo. Nu este bine. Bă, trebuie să ai și un restaurant, trebuie să ai ceva. Nu este bine că aflăm de aceste afaceri în momentul în care ele se prăbușesc. Nu acum. Nu. Noi trebuia să știm pe parcurs și vă spun de ce. Casa Regală a României nu mai există. Este un element al trecutului. Există un institut, dacă nu mă înșel, care se numește... Nu, institutul a ratat domnul Dragnea. Era un proiect de lege, dar nu l-am mai făcut. Era un proiect. Dar nu s-a făcut. S-a adoptat din câte... Eu, din câte știu, domnul Dragnea a renunțat. Nu. Domnul Dragnea a făcut când era cât a fost regele Mihai, Dumnezeu să-l ierte, în stare de inconștiență din cauza vârstei și a bolilor, foarte mulți politicieni din România și-au adus aminte institutul. Și regalii și monarhii. Eu mă gândesc... Păi de ăla este finanțat de la buget. Da, domnule, dar din câte știu nu s-a aprobat bugetul acela la Casa Regală. Că nu este aprobat bugetul. A discutat și noi aici în emisiune, a zis să luăm modelul din Muntenegru sau nu știu de unde, unde să fie 7 milioane în bugetul casei. Fosta casă regală a fost instituționalizată. Este practic o instituție de natură diplomatică și de reprezentare. Dar domnul Tudor, eu atâta vă întreb. Deci, statul român... Terminați-vă ideile și o să vă ascult cu mare drag. Păi nu, dar ai spus de bani. V-am ascultat, informația din presă a apărut 2 milioane de euro pe bilete. Eu am două instituții finanțate de stat. Ministerul Culturii și fosta Casă Regală, cum eu zice acum. Dar care își dispută între ele un monument
purtător de istorie care se prăbușește. Da. Dar e vorba de două instituții finanțate de stat. Așa. Dar în paralel, instituția asta are și două instituții cu statul de chirie. Contracte între ele. Așa. 2 milioane biletele, domnul ministru nu a confirmat, dar 500.000 de turiști anual la Peleș. Da, 20 de lei parcarea pe oră. Ce face în Sinaia, nu, pe da, din alt așa, motiv. 20 de lei parcarea pe oră și stai cel puțin 2 ore la Peleș. Nu parchează tot, pentru că nu sunt foarte multe locuri. Da, da, aici, cred, domnule, era, cred bine că era foarte simplu. Cred că domnul colonel Duda, pentru că este destul de aplicat, destul de conștiincios, cred că are socotelele astea la zi, dacă sunt, sau dacă sunt ceva erori, și așa mai departe, cine folosește, cum folosește, de ce folosește, putea să aibă o intervenție sau ar ne putea să ne lămurească, nu? Ca să așa, ofițerii armatei române sunt riguroși. Mă rog, e în general zgârcită cu declarațiile. Aici problema este mult mai veche, pentru că niciodată nu a existat o comunicare între reprezentanții statului român, respectiv Ministerul Culturii în cazul de față, și Casa Regală a României. Și toate aceste lucruri ne-au dus în situația pe care o găsim acum și nu, practic, legea ne oprește din ceea ce ar putea să reprezinte o restaurare majoră la Castelul Peleș. Contractul acela, dacă ne dă domnul ministru în 24 de ore, cum a promis, în contractul acela de închiriere, trebuie să se specifice foarte clar și cine încasează banii de pe cârciumi, cafenele, hoteluri, parcare, suveniruri. Diferența și tot ce mai acolo. Acele cârciumi sunt niște obiective pur comerciale și aici vorbim de un obiectiv de patrimoniu național, păi, un obiectiv de identitate națională. Nu, dar aia fac bani și de acolo. Obiective separate. În toată Sinaia merg bine cârciumile, nu cred că numai acolo. Problema este că dacă tu faci câteva sute de mii, dacă nu chiar un milion de euro, numai din acele lucruri, pune dracu niște, schimbă proptele alea din lemn, pune naiba, cheamă niște de ăștia să renoveze muzeul. Nu? Că vorba aia celebră, dar din dar se face rai, nu? Da, aici nici măcar nu-i dar. Aici e doar, mă rog, aici e o chestie de minimă decență și normalitate. Respect, la și inteligență, pentru că în momentul în care tu ai un bun pe care îl exploatezi, când acel bun se prăbușește, ce Dumnezeu mai exploatezi? Un bun care e simbolul familiei tale. Exact, lăsând la o parte că un simbol național și al tău. Din nefericire, da, acest lucru a însemnat ceva pentru cei care chiar au avut o ținut o statură în Casa Regală. Din păcate, bine spunea Alecu, s-a cam dus. Bă, joacă, s-a dus sau nu s-a dus? Deci cum rezolvăm chestiunea asta? După mine s-a dus. S-a dus din nefericire. Mă rog. Sigur, rezolvarea este o înțelegere între Casa Regală și Ministerul Culturii. Da, transparentă. Și... evident că transparentă, pentru că aparatul Peleș nu mai poate aștepta foarte mult. Și să ne gândim că, paradoxal, în ciuda situației în care stă în acest moment și în ciuda problemelor pe care s-a dat și dumneavoastră, numărul turiștilor crește de la an la an. Sunt foarte mulți turiști străini care vin acum la Peleș. Peleșul a fost introdus în topurile turistice europene. Vreau să vă arăt, domnilor, fiindcă tot discutăm de monumente de patrimoniu, acum câteva luni de zile, știți că eu sunt fan clisura Dunării, pe clisura Dunării au fost inaugurat pe partea sârbească cetatea de la Golubac sau Golubăț, cum îi zic unii, în funcție de cum pronunță în Serbia. Avem și noi una pe marginea clisură. Ei au restaurat-o cu 9 milioane de euro bani de la Uniunea Europeană și de la Fondul Austriac pentru patrimoniu. A noastră stă să pice, a picat deja un turn. E Tricule, se cheamă noastră, un turn deja picat în Dunăre. Publicitate și revenim. Da, am revenit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ați ascultat povestea tristă a castelului Peleș. Mai avem și alte povești triste, fiindcă în România totul pică. Aveți în imagini cetatea Golubac sau Golubăț, cum îi zic, sârbii, de pe clisura Dunării. Este din secolul XIV. A fost renovată recent cu bani de la fondurile de preaderare ale Serbiei la Uniunea Europeană și de Fondul Austriac pentru Patrimoniu. A costat 9 milioane de euro. Avea până la renovare 60.000 de turiști pe an. Acum probabil că o să aibă dublu, 120.000. Câțiva kilometri mai jos, în aval, pe Dunăre, avem și noi o cetate, o fortăreață din secolul XV, Tricule, zice, trei turnuri, cum ar veni, la Jvinița, lângă Dubova, tot pe clisura Dunării, e căzută în Dunăre, unul din turnuri a picat atunci când Ceaușescu a făcut porțile de fier, se mai vede foarte rar atunci când Dunărea are
nu e foarte înaltă, așa, dar așa au făcut sârbii și noi în continuare ne uităm la stele. Vom mai discuta despre Castelul Peleș și de celelalte bunuri culturale României care se duc dracului pe românește. Luăm o pauză de publicitate și după cearta politică pe Peleș revenim cu cearta politică pe cel mai modern bazin de înot din România. În România toată lumea se înjură cu toată lumea. E mai rău decât în Caragiale. Publicitate.